10 ani ați revenit în campionatul României. Este vreo schimbare la nivelul campionatului? Da, este adevărat, după o perioadă destul de îndelungată am revenit în România, iar din punctul meu de vedere o schimbare este, deoarece pe vremea când jucam eu în România, ultima dată nu erau așa de mulți jucători stranieri, iar eu zic că prezența acestora la mai multe echipe din România a îmbunătățit campionatul și cred că s-a ridicat puțin valoric. Ce înseamnă pentru dumneavoastră titlul de campion în România? Pentru mine mai întâi să-l câștigăm. Mai avem de făcut un pas important la Craiova, dar m-ar bucura foarte mult, deoarece eu în România nu am câștigat niciun campionat și ar fi pentru prima oară când aș câștiga acest titlu la care țin foarte mult. Cum vi se pare clubul Constanța în comparație cu cele la care ați activat în afară? Da, pentru mine, eu știam de dinainte că la Constanța este un club profesionist, un club în care întotdeauna și-a dorit să facă performanță. Această performanță s-a văzut și în acest an când am evoluat în Liga Campionilor și pot să afirm cu tărie că este un club foarte bine organizat și se compară cu foarte multe cluburi de afară din Europa. Aveți un jucător preferat la Constanța? Da, bineînțeles, pe durata unui campionat apar unele afinități între noi, jucători, pentru că petrecem foarte mult timp împreună. Dar eu m-am înțeles foarte bine cu marea majoritate a jucătorilor și nu aș vrea să zic un nume să supere celălalt. M-am înțeles foarte bine și mă înțeleg în continuare foarte bine cu mulți jucători din echipă. Din câte știm, veți rămâne și la an. Aveți colegi pe care ați vrea să-i întâlniți și în sezonul viitor? Nu depinde de mine acest lucru. Bineînțeles că ar fi bine, zic eu, să fie un grup de jucători care să rămână și pentru sezonul următor, să rămână un nucleu de jucători. Dar acest lucru, mă repet, va depinde de conducere și sunt convins că stafful tehnic va lua cele mai bune decizii pentru a rezolva această problemă. Care era nivelul când ați plecat din țară și care credeți că este nivelul actual? Da, nivelul când am plecat din țară era un nivel bun, dar totuși, având în vedere că în aceste momente sunt echipe care joacă Liga Campionilor, asta sigur a ridicat valoarea campionatului, deoarece pentru a face față la cel mai înalt nivel trebuie să fie și 2, 3, 4 jucători străini care să facă față acestui nivel. Deci, obligatoriu, campionatul s-a ridicat valoric. Ce planuri de vacanță aveți? Planul de vacanță, da. Cred că cu toții așteptăm vacanța după un sezon destul de încărcat. Pentru vacanță, mie îmi place foarte mult să stau la mare. Și soția mea este din Constanța, deci cred că voi fi în zona mării și a Constanței și în vara aceasta.